Urmează să aflăm în cadrul ediției de astăzi. Fiți aproape! România va acorda Moldovei un grant în valoare de 100 de milioane de euro pe care îl vom putea accesa pe parcursul următorilor ani. Istoria acestei decizii este una lungă. Încă în 2014, Guvernul României și-a asumat o decizie similară. Pe parcursul anilor, guvernele Republicii Moldova au putut absorbi doar aproximativ 35 de milioane din această sumă. Restul sumei, din cauza atitudinii guvernării precedente, a fost oprită. Una din primele acțiuni ale noului guvern a fost să convingă partea română să revadă decizia și să reia acel proiect pentru ca să putem accesa banii în beneficiul cetățenilor noștri. Este adevărat, relația cu România este una specială și cred că am început-o cu construcția de poduri fizice. Astăzi a fost aprobată hotărârea de guvern privind finalizarea negocierilor și semnarea vineri a acordului privind aspectele tehnice, financiare, juridice și organizatorice referitor la construcția și reabilitarea podului Giurgiulești pe partea Republicii Moldova și Galați pe partea României. Acest pod, din câte deja cunoașteți, pe acest pod deja s-a început circulația, mai este nevoie ca să se finalizeze toate lucrările. S-au consolidat grinzele cu zăbrele, tablierul s-a stabilit și vopsit, placa de beton armat care susține calea pe pod a fost reparată. După ședința de guvern vom avea discuții bilaterale cu ministrii din Guvernul României, în care planificăm să inițiem acorduri similare și pe alte poduri care se lege malul drept și malul stâng al Prutului. Dragi prieteni, România a fost și rămâne susținătoarea noastră fermă, atât în plan economic, cât și politic, diplomatic, cultural sau educațional. Există deschidere din partea ambelor părți, dar și un climat de încredere fără precedent în planul relațiilor bilaterale. Republica Moldova înțelege să fructifice în mod hotărât această fereastră de oportunitate, precum și dialogul dinamic la nivel prezidențial, parlamentar și guvernamental. Avem o oportunitate unică să avansăm rapid implementarea unor proiecte de importanță majoră pentru Republica Moldova și care ne vor apropia și mai mult de România, dar care vor contribui și la creșterea bunăstării cetățenilor noștri. Doresc să-mi exprim recunoștința față de partenerii români, care dovedesc încă o dată solidaritate și generozitate față de cetățenii Republicii Moldova. Inițiem discuția în platou cu invitatul din această seară. Alături de noi este ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, domnul Andrei Spânu. Bună seara! Bună seara! Domnule Spânu, atunci când vorbim despre securitatea energetică a țării, ne referim la două aspecte importante. Asigurarea cu gaz natural și cu energie electrică. S-a discutat mult, evident, la acest subiect, mai ales în contextul în care suntem în situație de urgență în sectorul energetic. Totuși, pentru început, să reiterăm și pentru ca să înțelegem, de fapt, care este situația la zi în ceea ce privește procurarea, transportul, dar și distribuția gazului natural în țara noastră și, evident, ne și interesează fluctuația prețului. Da, știți că am avut o criză a gazului, în mod special, în luna octombrie anul trecut. Țara noastră este dependentă, aș putea spune chiar dependentă totală de livrările de gaz de la Gazprom și de acel contract pe care a fost semnat în 2006 și prelungit în toamna aceasta pentru a 19-a oară. La moment avem aceeași situație. Partea bună a lucrurilor că anul trecut s-a dat în exploatare și a devenit operațional gazoductul Iași-Chișinău, care permite poate pentru prima dată în istorie să aducem gaz direct din România. Și în luna octombrie am avut primul 1 milion de metru cub de gaze care a trecut Prutul, dacă pot să zic așa, și a ajuns în sistemul de transport de gaze a Republicii Moldova.
În acest sens, situația la moment, avem Moldova Gaz care deține sistemul de transport, distribuție și furnizare de gaze în Republica Moldova. Avem acel contract semnat cu Gazprom, între Moldova Gaz și Gazprom, și avem o formulă de preț care este sau depinde de prețul la bursă, atât a gazului cât și a petrolului. Într-adevăr, ați menționat și dumneavoastră, în luna octombrie anul trecut, o cantitate de gaze a trecut prin conducta Iași, Ungheni, Chișinău, ceea ce a permis menținerea presiunii. Pe viitor, cum va fi valorificată, de fapt, această conductă? Noi ne dorim să, și politica guvernului este de a diversifica sursele de gaz pentru țara noastră. Sperăm ca prin această conductă să putem să identificăm gaze din zona de vest a Republicii Moldova și care să poată fi aduse în țara noastră. Însă la moment avem o situație anomalică, dacă vreți, pe piața gazelor, când avem prețuri extrem de mari și această criză care este a gazelor nu este o criză a Republicii Moldova. Este o criză care afectează întreaga zonă, inclusiv România. Respectiv, așteptăm ca odată cu stabilizarea pieței, cu revenirea la un preț normal a pieței, să putem achiziționa gaze din mai multe surse, inclusiv să facem depozite de gaze în România sau în Ucraina, astfel ca să creștem securitatea energetică și să nu mai fim dependenți 100% de un singur furnizor. Știm că discuțiile, negocierile de fapt cu Gazprom continuă. Este vorba și despre o neînțelegere în ceea ce privește auditul datoriilor. Cum e situația la acest capitol? Da, noi regretăm faptul că Gazprom a interpretat unilateral acel protocol pe care l-am semnat. Ori în acel protocol este menționat expres că partea moldovenească, adică Republica Moldova, va organiza acest audit. De asemenea, astea au fost discuțiile și la Sankt Petersburg atunci când am agreat. Ceea ce noi și am făcut. Am aprobat o hotărâre de guvern pentru inițierea auditului. A fost delegată APP, Agenția de Proprietate Publică, care să organizeze procesul. Suntem în proces de licitare, așteptăm companiile de audit să aplice, va fi selectată compania. Noi am zis că rămânem deschiși să purtăm discuțiile pentru a clarifica situația, dar din punctul nostru de vedere totul este clar. Nu poate Moldova Gaz să-și auditeze propriile datorii. Este nevoie de un audit terț. Din acest motiv este organizat de APP. Dumneavoastră ați menționat despre această intenție de a diversifica sursele de gaz la nivel de stat. De fapt, cum se văd soluțiile în acest sens? În acest sens, trebuie să găsim o sursă alternativă de unde să le achiziționăm. Așteptăm ca aceste surse să apară cât de curând și în România, pentru că este vecinul cel mai apropiat. Suntem în discuție și cu Ucraina. Știți că am avut o vizită și în Azerbaijan, în care căutăm oportunități și mai departe decât vecinii. Însă, iarăși, am să mă repet, atâta timp cât nu depășim, sau Europa în întregime, regiunea, nu depășește această situație de criză, va trebui să recunoaștem că va fi complicat să diversificăm sursele de aprovizionare. Ați menționat și dumneavoastră despre această vizită și discuțiile cu Azerbaijan. Ați participat la reuniunea ministerială a Consiliului Consultativ a Coridorului Sudic de Gaze. Extinderea Coridorului Sudic ar fi o soluție și pentru Republica Moldova? Nu știu dacă extinderea, dar utilizarea Coridorului Sudic și inclusiv conducta transbalcanică ar fi o soluție. Acolo am avut discuții inclusiv și cu ministrul României, domnul Popescu, care a participat la fel la această reuniune. Am discutat și cu ministrul energiei din Azerbaijan. Această soluție este una validă. Trebuie să continuăm discuțiile. Eu pot doar să regret că Moldova pentru prima dată participă la cea de-a 8-a reuniune. Îmi pare rău că nu a participat guvernele precedente la reuniunile de mai devreme, ca în acest moment să nu să fim la faza de inițiere a discuțiilor, dar să fim mai avansat în acest sens. Și interconectarea energetică cu România, un subiect de asemenea discutat pe deplin în aceste zile, dar și un subiect care vine cu proiecte de infrastructură așteptate de românii de pe ambele maluri ale Prutului de mai mulți ani. Suntem și la o etapă de poate recalibrare a anumitor angajamente. Urmează mâine ședința comună. În acest sens, care este importanța strategică a acestor proiecte și când, de fapt, poate cetățenii Republicii Moldova vor simți pe deplin aceste beneficii? Importanța strategică este, cum? Este foarte importantă, dacă să zic așa, și este critică.
Ori noi ne dorim și împreună cu Ucraina și avem și un lider de proiect România care participă la interconectarea și a Republicii Moldova și a Ucrainei la spațiul energetic european, ceea ce ar putea să se întâmple chiar la începutul anului viitor. Știți că în toamnă am semnat contractul pentru realizarea lucrărilor de interconexiune pe linia Chișinău-Vulcănești, care să ne creeze practic prima linie de tensiune înaltă de interconexiune cu România. De asemenea, în toamnă am avut o vizită la București în care m-am întâlnit și cu ministrul și cu toți responsabili din domeniul din România, în care am discutat și alte proiecte, precum ar fi linia electrică Bălți-Suceava, care este o linie la fel de importantă, care să asigure transportul de energie și în partea de nord a țării. Am stabilit atunci că vom pune ca prioritate și acest proiect și sigur că mâine vom discuta în continuare despre pașii următori pe care să îi realizăm în acest sens. La același subiect, poate despre recalibrarea obiectivelor de interconectare energetică în contextul noilor angajamente a foii de parcurs, România și Republica Moldova, continuăm discuția la subiect cu ministrul energiei din România, domnul Virgil Popescu. Bună seara! Bună seara! Domnul ministru, poate până a vă adresa prima întrebare, vă propun să ne reamintim de un context istoric, poate al unei situații similare pentru Republica Moldova. Anul 1998, când Republica Moldova se confrunta cu o criză energetică de proporții, la finele lunii noiembrie, de fapt, centrala de la Cuciurgani, controlată de regimul separatist de la Tiraspol, a decis să sisteze livrările de curent electric pentru consumatorii din Republica Moldova. Motivul era invocat de faptul că autoritățile de la Chișinău nu doreau să accepte o majorare de aproape de 2 ore a prețului energiei electrice. Concomitent, și Ucraina a redus drastic livrările. Deci, în consecință, Republica Moldova s-a pomenit amenințată pentru că nu era în stare să asigure doar 30% aproximativ din necesarul de energie electrică datorită ceturilor. Pe atunci era o iarnă timpurie și geroasă și atunci România a venit în ajutor. În aceeași situație, poate pe atunci Chișinăul a cerut ajutor de la Guvernul României pentru a acoperi acest deficit. Tehnic, livrările nu puteau fi făcute pentru că încă nu existau și nici acum nu există rețea de interconectare între sistemele energetice ale Republicii Moldova și României. Direct, furnizorii, practic, livrările au durat până în anul 2001, în baza unui contract semnat în 99. Livrările se făceau în regim de insulă, adică o parte din consumatorii din Republica Moldova erau izolați. De aici, domnule ministru, vine și întrebarea. Având în vedere, practic, istoria acelui context, dar și istoria recentă și poate există și acum anumite perspective cu risc sporit în perioada ce urmează. În ce măsură autoritățile din România ar putea să se implice în cazul unei eventuale crize energetice în stânga Prutului? Și aici ne referim în primul rând la energia electrică. După cum a spus și dumneavoastră, România a fost, este și va rămâne tot timpul alături de Republica Moldova și să sprijine Republica Moldova în parcursul european și să sprijine Republica Moldova nu numai atunci când sunt situații de criză. Dorim să strângem mult mai mult relațiile bilaterale între România și Republica Moldova, să colaborăm mult mai mult în domeniul energetic. De aia și mâine, de aceea și mâine în ședința comună vom semna un memorandum comun în domeniul energiei cu privire la asigurarea securității energetice a celor două state. Între timp, față de ce ați relatat dumneavoastră, în domeniul gazelor naturale avem o conductă deja făcută care merge până la Chișinău. În domeniul energiei electrice a interconectării dintre cele două state, din păcate, nu am făcut pași prea mult. Sincronizarea celor Ucrainei cu Moldova și cu România, practic cu sistemul ENTSO-E european, practic va putea să asigure o interconectare și o aprovizionare cu energie electrică atât a Ucrainei cât și a Republicii Moldova din România și din Europa. Linia de energie electrică Isaccea-Vulcănești este vitală și trebuie construită și trebuie făcută. Mie îmi pare rău că licitația nu a fost construită, nu a fost câștigată, dar asta este de o firmă românească pentru că vă asigur că
nimeni nu ar fi fost mai interesat să termine această licitație, această construcție mai repede decât o companie deținută într-o mare parte de către, nu majoritar, dar semnificativ de către statul român, și eram sigur că această linie se va face. Sunt convins că guvernul actual al Republicii Moldova va urmări cu foarte de aproape realizarea acestei linii, pentru că este vitală pentru aprovizionarea cu energie electrică a Republicii Moldova. Deci, repet, suntem alături de Republica Moldova, am fost, suntem și vom fi pentru totdeauna alături de Republica Moldova. Mulțumim. Într-adevăr, cum ați menționat și noastră, în lucru se află interconectarea sincronă Isaccea Vulcănești-Chișinău cu stație back-to-back în Vulcănești. De asemenea, în perspectivă este proiectul liniei electrice Gădălin-Suceava pe partea României, cu conectarea ulterioară la tronsorul Suceava-Bălți. Și vă întrebăm, care alte proiecte de interconectare se mai preconizează de a fi implementate? Vom avea această posibilitate, pentru că la nivelul Consiliului de Ministri de Energie al Uniunii Europene ne-am bătut și am reușit să includem un nou regulament TENI, regulamentul european de transport al energiei, ca să se poată finanța din fonduri europene, inclusiv proiecte într-un stat terț. Ne-am gândit în primul rând la Republica Moldova și tocmai de aceea, în baza memorandumului care vom semna mâine, putem în grupurile de lucru comune să stabilim noi culoare de legătură energetice între România și Republica Moldova, practic între Europa și Republica Moldova, pentru că vorbim de accesul la energie, la culoarul de transport al energiei electrice european al Republicii Moldova, de ce nu și al Ucrainei. Interesul major pentru noi este pentru Republica Moldova. Deci da, răspunsul este da, există această posibilitate, ne-am bătut în Consiliul pe energie al Uniunii Europene. În Parlamentul European, în trilog, s-a discutat și s-a negociat și a rămas acest punct. Deci, practic, în curând va intra în vigoare și vom putea accesa banii europeni, inclusiv pentru a face lucrări într-un stat terț. Asta este foarte important. Domnul ministru, dar cât din consumul energetic al Republicii Moldova, poate cu aproximație sau procentual vorbind, ar putea acoperi și furniza România și poate în ce condiții financiare? În momentul de față, ca să spunem lucrurile pe nume și să fim sinceri și onești, România își asigură din import 20% din consumul propriu de energie electrică. Desigur, avem un plan de investiții până în 2026 foarte solid, în așa fel încât să devenim exportatori net și securitatea energetică să fie la maxim. Practic vom deveni independenți energetic și nu se pune problema să nu putem și luăm în calcul când dimensionăm aceste capacități de producție în România, luăm în calcul inclusiv consumul de energie al Republicii Moldova. Dar dacă ar fi să vorbim astăzi, producția de energie electrică a României nu asigură în totalitate consumul de energie al României. Avem nevoie de import, am zis circa 20%. România are un mix energetic în așa fel încât atunci când este vânt, avem energie eoliană, avem export. Când nu este vânt, practic România importă energie. Dar vă asigur că în câțiva ani de zile vom deveni independenți energetic și luăm în calcul inclusiv acest lucru. Iar odată cu închiderea, am în fața mea chiar harta Transelectricii, transportatorului național de sistem, și văd exact și știu planurile lor de investiții, că atunci când vom închide Inelul de Nord și ne apropiem și de acest lucru, practic va fi mult mai simplu de transferat energie din România în Republica Moldova, pentru că acum capacitatea de interconectare este limitată, este în Ucraina, dar este limitată. Domnul ministru, și vă rugăm, de fapt, poate să facem și o referință la gaze. Condițiile de achiziționare și de livrare se cunosc, grație mediatizării intense din ultima perioadă. Dar și aici ne permiteți să vă întrebăm, poate, despre volume. Care ar fi acel necesar al Republicii Moldova sau capacitatea, geografia conductelor care ar permite importul de gaze prin România până la Prut și după Prut, pe moment, poate și în perspectivă?
Cred că în momentul de față România mai are nevoie să mai facă lucrări la sistemul național de transport, la conductele de pe teritoriul României pentru a putea aduce, gaze în Republica Moldova. Colegul meu, domnul ministru Spânu, a spus foarte bine de coridorul transbalcanic, el poate fi folosit, să avem acele conducte de tranzit T1, T2, T3 care merg spre Ucraina. România și-a făcut treaba, și-a făcut interconectarea cu Bulgaria în reverse flow, adică poate să se ducă, poate să și intre, la fel și cu Isaccea. De acolo pot de la Isaccea ele pot fi duse spre Iași, Ungheni, Chișinău sau pot prin Ucraina, evident, mai departe să meargă către Republica Moldova. Nu avem în mod normal probleme cu culoarul de transport, ceea ce trebuie să găsim și noi și Republica Moldova. De aceea întâlnirea de la coridorul sudic a fost foarte importantă. România a oferit în extinderea coridorului sudic posibilitatea transportului gaze spre Europa prin Brua, prin conducta Brua. Și practic, dacă acest lucru se va realiza, și noi sperăm că vom reuși să-l realizăm, Comisia Europeană sprijină acest lucru. Brua a fost un proiect comun european, cofinanțat de către Uniunea Europeană. Practic, atunci vom avea și disponibilitatea unei terțe surse de gaz în afară de gazul rusesc. Și de asemenea, odată cu coridorul vertical, odată cu finalizarea în acest an a interconectorului între Grecia și Bulgaria, putem avea acces și la gaze de tip LNG în porturile grecești și, de ce nu, prin culoarul interbalcanic și în porturile turcești. Domnul ministru, să fie, vă mulțumim frumos pentru dialog și aceste informații. Vă așteptăm la Chișinău. Toate bune! Cu mare drag, vă mulțumesc mult pentru invitație. Mulțumim! La revedere! Domnul ministru Spânu, așadar, a reconfirmat inclusiv domnul ministru Popescu despre aceste angajamente ale României de a fi alături de Republica Moldova. Ne-a oferit și anumite detalii, inclusiv despre coridorul sudic la care ați participat și dumneavoastră. Mâine va fi semnat un memorandum de securitate energetică România-Republica Moldova. Anterior, în 2015, a fost un memorandum similar, poate. Acesta presupune cumva proiecte ambițioase de extindere a rețelelor de gaze și electricitate din România, Republica Moldova. De fapt, vă rugăm să ne oferiți mai multe detalii despre aceste prevederi și noul document. Da, în primul rând, nu știu dacă domnul ministru ne aude acum, dar am vrut să-i mulțumesc personal pentru întreg suportul pe care l-a acordat Republicii Moldova în această perioadă dificilă. Vreau să reconfirm faptul că relația specială care este între Republica Moldova și România a făcut ca să depășim un pic mai ușor criza în care ne-am aflat și încă ne aflăm. Referitor la memorandum, trebuie să menționăm că acest memorandum este doar un prim pas. Ori noi și la Baku am discutat cu domnul ministru că ne dorim să transformăm acest memorandum într-un acord interguvernamental, într-un protocol, dacă vreți, interguvernamental, care să prevadă mult mai multe detalii și, în mod special, să prevadă detalii cum acționează ambele guverne în cazul unei situații de criză energetice. Și am să vă dau doar un exemplu ce ține de păcură. Știți foarte bine că și în 2016 sau 2015 România a venit cu un suport pentru Republica Moldova, când a acordat 16.000 de tone de păcură pentru a fi utilizată. Această păcură a fost utilizată acum în luna octombrie și noiembrie. Suntem în discuție pentru a primi o altă cantitate de păcură în perioada următoare și sperăm să avem și anumite anunțuri din partea Guvernului României, poate chiar mâine. Respectiv, ne dorim ca acest memorandum să stabilească mecanismul concret de intervenție în situație de criză. Că se oferă păcură, se face transfer de energie, se găsesc volume de gaze. Mai mult decât atât, ați menționat foarte corect că ne dorim că acest protocol de asemenea să prevadă și niște mecanisme în care să lucrăm împreună la anumite proiecte mari de interconectare, precum ar fi linia Bălțu-Ceava de interconectare energetică despre care s-a menționat. Sau pe domeniul de gaze, am spus mereu că ne dorim să găsim și alte metode de investiții, precum ar fi în distribuție, furnizare, să construim și alte linii de transport, poate să unim cu o altă
cu o altă conductă de transport zona de nord a țării cu România, ceea ce facem pe energia electrică. Deci, acest memorandum de fapt arată intenția ambelor guverne de a avea o politică comună pe domeniul energetic și care să ne ajute pe ambele țări să devenim mai independenți. Ați menționat și noastră despre stația Bălți-Suceava, de asemenea stația electrică de la Vulcănești. La ce etapă sunt acestea? Vă întrebăm de fapt și care ar fi factorii de care depind darea lor în exploatare. Pe linia Vulcănești-Sacea și conectată la Chișinău, v-am zis că a fost semnat contractul și deja se fac lucrări. Conform planului, în următorii 3 ani, această linie trebuie să fie finalizată. Pe segmentul Bălți-Suceava, din păcate, au fost discuții multe, progres puțin. Ce este important, și a menționat și domnul ministru, că atât Transelectrica pe partea României, cât și Moldelectrica au inclus aceste proiecte. Moldelectrica, mă refer la compania care gestionează rețelele de transport în Moldova, au inclus acest proiect în planul de dezvoltare. Și acum, odată cu deschiderea acestei portițe de a atrage resurse financiare din Uniunea Europeană pe proiecte de interes comun, care pot fi realizate și în Republica Moldova, cred că este exact momentul în care trebuie să impulsionăm construcția și în următorii ani deja să trecem de la multă vorbă la fapte concrete și la linii construite. Domnul ministru, un alt aspect important ce vizează piața de energie cumva depinde și de aprobarea în lectură finală a legii cu privire la energia electrică. Din câte înțelegem, va conține de fapt noi reguli, inclusiv în ceea ce privește prețul achiziției. Vă rugăm să ne dați de fapt detalii. Haideți să spunem că legea deja a fost aprobată. A fost aprobată săptămâna trecută și promulgată și publicată. Deja legea este în vigoare. Legea prevede un mecanism prin care noi am pus obligația, în momentul în care se organizează licitații de procurare a energiei electrice, obligația de a achiziționa de la cel puțin 2 furnizori. Două surse. De la 2 surse, da, corect. De la 2 surse. Astfel vorbind, în orice situație, în funcție de preț, să se identifice sau să fie selectați 2 surse de furnizare a energiei electrice. Respectiv, acest mecanism, de fapt, contribuie la acea diversificare despre care am vorbit. Unele companii deja au anunțat inițierea acestor licitații. Am văzut că mai multe companii deja au aplicat la această licitație, ori vedem că această lege a contribuit la creșterea competiției pe acest domeniu. În același timp, trebuie să spunem foarte clar că atât cât pe gaz, cât și pe energie electrică, avem o situație iarăși complicată, ori prețul la energie electrică a crescut. Și noi suntem în discuție și la moment, în guvern și cu toate părțile interesate, să găsim soluții ca această creștere să nu afecteze mult cetățenii sau poate să găsim soluții un pic diferite, dar care să ne permită să avem un preț bun sau un tarif bun pentru cetățenii noștri. Continuăm discuția la subiect. Alături de noi este domnul Victor Parlecov, expert în domeniul energetic, director executiv al Green City Lab Moldova. Bună seara! Revenim, de fapt, cu acest interviu. Este o situație de conectare. Domnul ministru, în prezent, de asemenea, se poartă discuții despre posibilitatea de înmagazinare a gazelor naturale pe teritoriul României. Întrebarea ar fi posibilă înmagazinarea în depozitele deja actuale existente în Republica Moldova sau vorbim și despre construcția unui depozit special? Noi nu avem depozite de înmagazinare a gazului în Republica Moldova. Noi la moment discutăm despre inițierea unui studiu de fezabilitate, să vedem dacă putem construi aceste depozite pe teritoriul țării noastre. În același timp avem două țări vecine care dețin capacitate de stocare și de înmagazinare, și România și Ucraina. Trebuie să spunem că sistemul de transport de gaze actual al Republicii Moldova ne face să fim obligați să stocăm în ambele țări.
pentru că în zona de nord vom putea scoate sau utiliza acel gaz stocat doar din zona ucraineană. Pentru cealaltă parte a Moldovei putem folosi gazoductul Iași-Chișinău. Deci am discutat cu ambele sau cu ambii ministri și din Ucraina și din România și cu domnul Popescu în care să analizăm această opțiune. Avem deschiderea totală și din partea Ucrainei și din partea României. Lucrăm la legea gazelor, care va fi în curând și ea modificată, care cumva vine cu obligația de a avea rezerve de gaz și permite statului să facă aceste rezerve de gaz. Și cred că în vară vom face rezerve de gaz. Revenim la discuția și la dialogul cu domnul Parlikov. Vă spunem bună seara, ne auziți? Bună seara, vă auzeam și atunci, pur și simplu, de conectați. Așa, bine că cumva s-au eliminat bruiajele, domnul Parlikov. De fapt, în viziunea dumneavoastră, cum poate fi valorificată relația specială cu România atunci când vorbim despre domeniul securității energetice? Păi, de fapt, acum asta și se întâmplă. Deci, de fapt, acum, dacă vorbim despre potențialul, deci valorificarea potențialului relației între Ucraina și Republica Moldova și România, aici are un rol foarte important în momentul de față Ucraina, ar fi de paradoxal, pentru că depinde de soluția cum ne vom interconecta cu sistemul european electroenergetic, despre care s-a vorbit. Acum, principala noastră vulnerabilitate în Republica Moldova este pe dimensiunea de energie electrică. Modalitatea de interconectare cu sistemul ENTSO-E, deci cu sistemul european de transport a energiei electrice, depinde în mare parte din Ucraina. Asta e sistemul mare care trebuie să facă față. Din câte înțeleg eu, au fost publicate concluziile preliminare care presupun că vom merge totuși pe o conectare sincronă, ceea ce înseamnă că, într-adevăr, are rost, în primul rând, nu are rost probabil că vom vedea cum se va realiza, dar nu are rost acum să ne gătim cu construcția stației de back-to-back care era planificată la Vulcănești. Dar banii ăștia ar putea fi realocați pentru, spre exemplu, o stație în care să fie primită energie electrică la linia Vulcănești dinspre Ucraina și pe linia Băl-Suceava, pe filiera interconexiunii mai puternice cu România. Evident că domnul ministru a menționat chestia asta. La moment, și pe dimensiunea de gaze, și pe dimensiunea de energie electrică, noi am avea foarte mult de câștigat dacă am valorificat acest potențial. Inclusiv dacă vorbim acum despre o eventualitate sau un risc de sistare a gazelor naturale posibil în urma disensiunilor cu Gazprom. Pentru a contracta alte volume de gaze, spunem așa, rolul României, importanța României și atât pentru tranzit, dar cât și partener comercial, ar fi greu de supraestimat. Dar dacă ne referim, domn Parlikov, la bariere, poate bariere în calea implementării depline a pachetului energetic 3 și poate a integrării Republicii Moldova în piața energetică a Uniunii Europene, care ar fi acestea? Deci, la moment, eu cred că barierele care țin de pachetul energetic 3 nu țin de relația cu România, țin de nedorința Gazpromului și de acele datorii pe care el, tot spunem, Gazpromul insistă că să fie rezolvată problema stocului de datorii înainte de a transfera aceste active. El le privește ca o garanție pentru recuperarea datoriilor de pe Moldova Gaz. De asta și este, a fost înțelegerea asta de a iniția acea verificare, eu nu vreau să numesc audit, deși așa se numește un document, a acelor datorii, pentru a confirma pe cât ele sunt, de, spunem așa, care parte din acestea trebuie asumată de consumatorii din Republica Moldova și partea moldovenească, dar care parte poate chiar nu trebuie asumată, pentru că nu ține de proasta gestiune sau de responsabilitate din părții moldovenești. Și atunci, pe dimensiunea asta, obstacolele sunt de nivel pur politic.
Eu nu cred că la moment România ne poate ajuta cumva să depășim faza asta cu implementarea pachetului 3 la Moldova Gaz. Însă eu vreau să, pe de altă parte, să transmit un semnal încurajator pentru potențialii furnizori de gaze naturale care ar veni din România, pentru că, din cât înțeleg eu, chiar și fără o implementare finală a pachetului 3, deci fără transferul activilor juridice, contabil, dacă doriți, de la bilanțul Moldova Gaz la bilanțul Moldova Transgaz, de fapt, posibilitatea de a intra pe piața moldovenească a furnizorilor alternativi există. Mai mult ca atât, acest lucru s-a întâmplat. Noi am avut companii care au schimbat furnizori și au trecut la alți furnizori, în special în perioada în care prețurile pe piațele externe erau mai jos. Deci, eu cred că România, după ce s-a finalizat partea cu infrastructura, partea cu infrastructura de transport, trebuie făcut pasul 2, pasul următor, deja încheiate sau căutate acele oportunități de relații comerciale. Și pe partea asta este nevoie de efort atât din partea moldovenească, de cât înțeleg eu, guvernul lucrează intensiv acum pentru a crește capacitățile întreprinderii capital de stat Imergo.com pentru a deveni un operator care se poate lucra cu piețele internaționale, inclusiv de gaze. Dar și rolul furnizorilor din România, care are deja o piață liberalizată, ar fi important. Domn Parlicov, pe lângă, de fapt, cum ați menționat și dumneavoastră, pe lângă eforturi, pe lângă voința politică, vorbim, de fapt, și despre capacitatea de gestionare eficientă a proiectelor de infrastructură mari. În acest sens, cum găsim soluții? Asta nu este o problemă, legată de... Asta e o problemă internă a Republicii Moldova, care nu e legată strict de infrastructură, este legată de faptul că am avut o perioadă lungă, un exod a forței de muncă, un exod a specialiștilor, un exod a competențelor. Și de asta foarte multe proiecte, într-adevăr, merg greu, dincolo de dificultățile care țin de partea administrativă, de organizarea proceselor, de birocrație, lucrurile astea se mai rezolvă. Dar specialiști, eu vă spun pe bune, astăzi pe sectorul privat e greu de găsit specialiști pentru niște lucrări mai complicate. Începând cu electricieni mai coordinari, adică nu cu de competență sau de calificare care se lucrează la pensiune înaltă, dar electricieni obișnuiți. Sunt companii întregi care cunosc personal, care pur și simplu pregătesc, iau electricieni de piața noastră, le fac o mică, niște testări și le cresc, îi aduc la standarde de a da examenele la nivel de țări europene și ei sunt plasați pe piața de muncă a Uniunii Europene, pentru că acolo sunt salarii mai mari. Așa că este o problemă fundamentală care se de capacitatea umană, în primul rând, în opinia mea. Nu știu, domnul ministru poate vede un pic altă situație. Și altfel decât să aducem, adică să beneficiem de experiența inclusiv managerială, de proiectare și de implementare, de construcții, aducând specialiști și companii externe care să facă aceste lucruri mari de infrastructură, dar dacă o să priviți, ele și acum, majoritatea, deci cine a construit interconexiunea Iași-Ungheni și după asta Ungheni-Chișinău? A fost companii contractate internaționale. Cine construiește acum linia electrică Bucănești-Chișinău? La fel. Deci eu cred că drumurile, foarte multe companii internaționale participă. Deci noi, la moment, capacitatea Republicii Moldova și companii proprii care să facă față un asemenea proiect de învergură, noi n-avem decât să mizăm pe suport sau pe experiența celor din STNB. Domnul Parlicov, vă mulțumim frumos pentru dialog și viziune, informațiile prezentate, toate bune vă spune. Mersi, la revedere.
Despre securitatea energetică la nivel național și regional continuăm discuția și prin telefon cu domnul Dumitru Chisăliță, președinte Asociația Energie Inteligentă România. Bună seara! Bună seara, ne auziți? Domnul Chisăliță, ne auziți? Bună seara, vă spunem. Bună seara. Domnul Chisăliță, ne bucurăm că ne auziți și, de fapt, vorbim despre criza energetică, care este atestată la nivel internațional. Ținând cont de tensiunile geopolitice actuale, Statele Unite și Uniunea Europeană au discutat despre intensificarea colaborării pe termen scurt pentru a asigura suficiente resurse energetice pentru Uniunea Europeană și țările din vecinătatea sa. În acest context, vă întrebăm ce perspective de cooperare România, Republica Moldova ar putea exista în domeniul energetic? Acum, din punct de vedere teoretic, aceste perspective sunt multe. Din punct de vedere pragmatic, având în vedere că în momentul de față România nu poate să-și asigure integral resursele de gaze și energie, asta înseamnă că, de fapt, există o limitare pe termen scurt ca aceste resurse care sunt în România să ajungă în Republica Moldova, cel puțin la un nivel care să satisfacă integral necesarul de consum de gaze și energie electrică. În același timp, există acest culoar care a fost creat în ultimii ani, care dă posibilitatea Republicii Moldova de a încerca să-și identifice și să-și aducă resurse de gaze naturale deocamdată dinspre alte zone. Dar trebuie să vedem că, în general, resursele despre care vorbim ca alternativă la resursele existente în momentul de față sunt resurse mult mai scumpe, iar acest element este un element sau acest prag este un prag pentru care probabil că cetățenii, consumatorii din Republica Moldova trebuie să se pregătească. Trebuie să vedem că totuși exportul care se mai face sau tranzitul de gaze care se mai face prin Ucraina în momentul de față are doar câțiva protagoniști, iar pe lângă Slovacia, Republica Moldova este al doilea principal beneficiar al tranzitului de gaze prin Ucraina și spre deosebire de Slovacia, care are multe alternative, în cazul Republicii Moldova aceste alternative sunt mult, mult limitate. Din punctul meu de vedere, eu aș vedea o intensificare a identificării de noi resurse de gaze naturale din alte zone, astfel încât în situația în care, odată cu finalizarea Nord Stream-ului, tranzitul de gaze prin Ucraina să se oprească definitiv, să permită o alternativă reală la nivelul Republicii Moldova. Depozitarea sau înmagazinarea gazelor naturale ar fi, de fapt, o soluție pe termen lung pentru România, dar și pentru Republica Moldova, în viziunea noastră? Înmagazinarea gazelor naturale reprezintă o funcție absolut necesară pentru absolut orice țară care consumă gaze naturale, chiar dacă are sau dacă nu are resurse interne, pentru că avem două aspecte importante. Având în vedere poziția geografică în care se găsește Republica Moldova, practic există un necesar mare de gaze naturale pe timpul iernii pentru încălzire. Acest necesar nu poate să fie asigurat în mod direct, în condiții optime de preț, decât recurgând la această înmagazinare. A doua problemă importantă este optimizarea prețului pe care îl poate face un depozit de înmagazinare. În perioada caldă, atunci când oferta este mare și cererea este mică, prețul este mai mic, ceea ce dă posibilitatea unei țări să cumpere gaze naturale în acea perioadă în care există ofertă și există prețuri mai mici, să le depoziteze și să se folosească de aceste gaze naturale înmagazinate pe parcursul iernii. În momentul de față, România are o capacitate înmagazinare de ca 3,2 miliarde, care practic în niciun an nu este folosită, sau mă rog, în ultimii 10 ani, cred că a fost un singur an când a fost atinsă această capacitate, și care poate să reprezintă o oportunitate pe termen scurt și foarte scurt pentru Republica Moldova. Iar în situația în care aceste lucruri merg bine, există și posibilitatea dezvoltării unui depozit strict pentru Republica
Republica Moldova, așa cum se discută de peste 20 de ani în acest domeniu. Domn Chiseliță, ca să conturăm poate încă o dată provocările, având contextul enunțat și de dumneavoastră, care ar fi acele provocări ce urmează a fi depășite de către România, dar și Republica Moldova, sau altfel spus, când și în ce condiții va scădea prețul la gaze naturale? Tendința de scădere a prețului va exista în această vară, deci vor exista corecții față de ceea ce a însemnat această toamnă și această iarnă. Probabil că trendul va continua și în anul următor, dar cu toată această scădere față de nivelurile actuale, trebuie să înțelegem că prețurile vor fi mult mai mari decât prețurile care le-am avut în anii 2020-2019, iar trendul de creștere a prețurilor pe energie, gaz, energie electrică, probabil că se va menține de acum și cel puțin 2 sau 3 decade. Vă mulțumim pentru interviu, domnule Chiseliță, toate bune. La revedere. Mulțumesc și eu, la revedere. La revedere. Domn ministru, mai avem câteva minute, de fapt, până la finalul acestei emisiuni și pe final, de fapt, am dorit să reiterăm. Am început ediția cu acel interviu cu ministrul României al Energiei și am conturat anul 98. Un an complicat pentru Republica Moldova și acum situația, evident, nu este una îmbucurătoare, ținând cont inclusiv de acest risc de sistare a gazelor și să presupunem poate scenariul prost pentru Republica Moldova, nu se găsește un compromis cu Gazprom. Ce se întâmplă după? Gen a doua zi, a treia zi. Am urmărit intențiile României de a ne fi alături. Care este scenariul Republicii Moldova? Deci, scenariul de bază este că noi avem un contract cu, sau Moldova Gaz are un contract cu Gazprom. Moldova Gaz își respectă toate angajamentele față de acel contract și nu ar trebui să fie motive ca să fie sistat gazul. În același timp, avem experiența din octombrie, în cazul în care această relație pe locuri nu tocmai prietenoasă va duce la sistarea gazului. Noi deja am început și am menționat și domnul Parlikov ca să capacităm Energocom, care este o companie de stat, în momentul în care va fi o situație de criză, să poată accesa gaz de pe alte piețe, inclusiv România. Ori știm că în luna octombrie noi am achiziționat gaze prin mai multe licitații de la mai multe surse, inclusiv din Polonia, Ucraina, Olanda. Deci, practic, ne pregătim și în continuare. Suplimentar, suntem în discuție cu partenerii de dezvoltare și luăm la modul cel mai serios și sunt sigur că asta se va întâmpla în vară, să facem acele înmagazinări, stocuri de gaze pentru situații de criză. Deci Moldova are un plan, este pregătită. Aveți dreptate, perioada este dificilă și nu doar pentru Moldova, pentru toată regiunea, dar vom depăși această situație, am spus-o de mai multe ori și vreau să mulțumesc și cetățenilor și tuturor celor care cumva au participat împreună la depășirea situației în care suntem. Să presupunem că trecem de criză, dar pe viitor, în următorii 3 ani, să spunem, care ar fi obiectivele în sectorul energetic? Diversificare. Deci obiectivul de bază este să avem și pe gaze, și pe energia electrică, surse diversificate, atât de achiziție, cât și de producere locală, în mod special pe regenerabile. Ori și astăzi am semnat un acord prin care s-a dat în exploatare un parc fotovoltaic. Mulțumim, domn Spânu, pentru prezența în emisiune. Vă mai așteptăm la Obiectiv Comun. Succes în cadrul ședinței comune de mâine. Mulțumesc. Doamnelor, domnilor, mulțumim pentru atenție. Reiterăm în aceste zile, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și rămâneți alături de TVR Moldova. Toate bune!